focuri de armă, grenade și atacuri teroriste în piața prefecturii din Târgu Jiu. Din fericire, întreaga situație a fost una regizată, Jandarmeria Gorj organizând mai multe activități cu prilejul Zilei Jandarmeriei. La eveniment au participat sute de persoane, copiii fiind cei mai încântați de demonstrațiile forțelor de ordine și de antrenamentul din dotare. Startul manifestărilor a fost dat de o demonstrație a câinilor din cadrul unității. Pe lângă exercițiile de dresaj, jandarmii au prezentat modul de acțiune al patrupedelor într-o situație de urgență. Se apropie de persoana înarmată. Câinile de serviciu intervenție și patrulare a trecut la imobilizarea persoanei până la sosirea conductorului. Celălalt câine a intrat în autovehicul pentru că una din persoane nu a ieșit la momentul respectiv. Jandarmii au prezentat publicului și o parte din exercițiile lor de luptă, dar și tehnici de apărare. Punctul culminant al evenimentului a fost o simulare de atac terorist. A fost spart un bancomat, s-au tras focuri de armă și s-au luat ostatici. Efectivele care i-au surprins vor realiza blocarea zonei. Atât persoane înarmate, cât și persoane care au fost luate ca ostate sunt conduse în mașină de jandarmerie. Copiii au fost cei mai încântați de prestațiile jandarmilor. Cu cel mai mult antrenamentul câinilor și împușcăturile. Sunt un mare fan al împușcăturilor și îmi plac super mult. Ți-a plăcut? Da, foarte mult. Dar te-ai speriat puțin? Un pic așa la gloanțe, că am crezut că nu o să tragă. Ai țipat? Nu. Da, a fost foarte frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Totul. Te-ai speriat puțin? Da. Ai țipat da. Un pic? Da, m-am speriat. Manifestările dedicate Zilei Jandarmilor vor continua și în zilele următoare.